În centrul de îngrijire Hârlău, Iași, se aplică tratamentul ororii din nou. Încă o pacientă a fost filmată sângerând cu o rană adâncă la cap și ignorată. Asistentele au fost înregistrate spunând că și moartea poate să aștepte. La 50 de bolnavi lucrează o singură asistentă. Atenție, urmează imagini care pot afecta emoțional. Vai de mine, ce a fost. De câteva zile, pacienta se plimbă pe holurile centrului de îngrijire cu o rană adâncă la cap și totuși invizibilă pentru îngrijitori. La centrul social din Hârlău, suferința e ca un bilet de ordine, emis pe o mașinărie numită indiferență. Zile la rând, bolnavii zac, se lovesc, cad și nimeni nu-i aude. Nu e loc nici măcar de un pansament. Și acum așa rămâne? Se va întoarce la pacient când îi va veni din nou rândul. De investigații medicale, pare că nici nu se pune problema. Atât a spus că nu am ce să-i fac, pielea ei prea tare nu se poate coase și pur și simplu i-a pus un fez, o căciulă, peste rana aia destul de deschisă. Iată ce spune directorul centrului despre aceste imagini revoltătoare. Cam asta sunt imaginile care au ajuns. Are tendință de automutilare, o pansăm, dar ea imediat după ce a plecat asistenta medicală, își rupe pansamentul și tot mereu o pansăm. Pentru răni e vina pacientului, pentru lipsa îngrijirii a sistemului. Oamenii în halat alb fac și ei ce pot, susține șeful lor. Noi avem o singură asistentă medicală pe tură și vă dați seama, 50 de beneficiari. Nu e pentru prima oară când observatorul prezintă imagini cutremurătoare din centrul de îngrijire Hârlău, Iași. Anchetele deschise în urma dezvăluirilor nu zguduie și scaunele șefilor. Primesc sancțiuni de fiecare dată doar subalternii. Acuză dureri. În iulie anul acesta, un pacient de la Hârlău a picat și s-a rănit. Au fost date sancțiuni între 5 și 10% din retribuția lunară. La Hârlău a mai fost sancționată și o asistentă. A fost surprinsă când dansa în fața bolnavilor și s-a desfăcut contractul de muncă. Iar dosarul de agresiune deschis după ce observatorul a prezentat imagini cu un angajat călcând în picioare un bolnav e încă în lucru pe masa procurorilor. Despre ororile de la Hârlău, Ministerul Muncii nu știa nimic. Există probleme în aceste centre și legate de lipsa de personal. Am să mă interesez și de cazul de la Hârlău pe care nu-l cunosc. Câteva ore mai târziu, Ministerul a anunțat că doi inspectori au plecat în control la Hârlău. Mâine dimineață, radiografia situației ar trebui să fie completă, iar viața bolnavilor să nu mai fie în pericol.